Una dintre surprizele oferite de autoritățile locale în luna mai este inaugurarea, după 4 ani de restaurare, a Bibliotecii Municipale George Radu Melidon, realizată în integralitate din fonduri ale bugetului local și ale celui județean. Bucuria romașcanilor va putea fi cu atât mai mare cu cât la inaugurarea din ziua de 26 mai a clădirii complet modernizată va fi prezentă și corala Armonia, aparținând Arhiepiscopiei Tomisului, care este la ora aceasta cel mai bun cor bărbătesc din lume. Câțiva dintre membrii acestei corale au fost prezenți în preajma sărbătorilor Crăciunului la Roman într-un mini-concert de sărbători, încântând inimile iubitorilor de colinde strămoșești de cea mai bună calitate. Invit în fața dumneavoastră și în aplauzele dumneavoastră corala Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului, care în această seară este reprezentată de o parte dintre membrii ce o compun. Voci puternice și melodioase, timbru aparte bisericesc și folcloric autentic românesc. Pentru că trebuia ca toate acestea să poarte un nume, li s-a spus corala Armonia, corul cu muzică divină izvorâtă din piepturile unor români ce promovează valorile autentice creștine și românești deopotrivă. Povestea corului începe în anul 2001 la Seminarul Teologic Tulcea, acolo unde a fost înființat de Iulian Dumitru, un tânăr teolog din Prahova. După 2 ani în care a funcționat la Tulcea, corala a intrat sub tutela Arhiepiscopiei Tomisului, activând cu binecuvântarea înaltă a Sfințitului Părinte Teodosie. Stimați invitați, corala Armonia reprezintă elita muzicii corale românești. De câțiva ani, Arhiepiscopia Tomisului se poate mândri că are cel mai bun cor bărbătesc din lume, acest lucru fiind certificat la Olimpiada Corală Mondială, desfășurată la Cincinnati, Ohio, în Statele Unite ale Americii, în anul 2012. Înființată în 2001 la Seminarul Teologic din Tulcea, corala Armonia a fost preluată de Arhiepiscopia Tomisului, urcând în doar câțiva ani treptele desăvârșirii artistice și ajungând să fie recunoscută la festivalurile internaționale de gen drept cel mai bun cor bărbătesc din lume. Cea mai recentă performanță a coralei a fost înregistrată în luna iulie anului trecut, când a participat la Jocurile Corale Mondiale de la Riga din Letonia. De acolo s-au întors cu 2 medalii de aur și cu marele premiu. Corala Armonia de la Arhiepiscopia Tomisului din Constanța, fiind desemnată cel mai bun cor bărbătesc din lume. Însă cred că cel mai bine ar fi să lăsăm aceste minunate voci să vorbească prin cântec despre valoarea lor. Prezent la Roma, la invitația al preasfințitului Ioachim Băcăuanu, cu prilejul manifestărilor legate de celebrarea Crăciunului la creștinii de rit ortodox, atunci când la Roma a conferențiat și preotul profesor Constantin Necula, cei câțiva membri ai coralei au oferit romașcanilor prezenți la acea întâlnire momente de trăire sufletească înălțătoare. Redactorii Roman 24 Online vă oferă câteva fragmente din acel concert. Așa ca-n vremuri păgâne,
frânt și o scară de lacrimi se întinde acum între cer și pământ. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Pentru morți și pentru vii, noaptea asta e o zi. Vin în căni și nuci îmblit, multe ceruri se deschid. Pentru morți și pentru vii, noaptea asta e o zi. Vin în căni și nuci îmblit, multe ceruri se deschid. Sfântă noapte de Crăciun, noaptea sufletului bun. Zi se naște pruncul sfânt. Numai pâine cei săraci, dar miroasea cozonaci, nu-i dreptate pe pământ, dar se naște pruncul sfânt. Sfântă noapte de Crăciun, se-ntorc fii la părinți și părinții la străbun. Sfântă noapte de Crăciun, noaptea rugilor fierbinți, se-ntorc fii la părinți și părinții la străbun. Sfântă noapte de Crăciun, Sfântă noapte de Crăciun, noaptea sufletului bun. Ziua sus și noapte jos, s-a născut Iisus Hristos.
reamintind de asemenea faptul că investiția de modernizare a bibliotecii George Radu Melidon a fost boicotată la vremea respectivă de grupul de consilieri ai USL-ului, din interese politice și personale ale deputatului pe atunci PNL, Dorin Urserescu. Ea putând fi salvată doar de o campanie de presă intitulată SOS Biblioteca, susținută timp de 3 luni prin sprijinul nemijlocit al unor personalități culturale marcante și prin susținerea cu 7.000 de semnături din partea romașcanilor care și-au dorit restaurarea monumentului. În felul acesta, câțiva dintre consilierii locali ai acelei legislaturi, în frunte cu Daniela Suman, au plătit pentru excluderea lor din PNL pentru neascultare politică, reușind să treacă prin votul lor investiția, iar astăzi romașcanii să se poată bucura de una dintre cele mai frumoase clădiri de patrimoniu redate circuitului public.